Mitropolie a fost și trebuie să fie. Deci a fost mitropolie înainte de prima mitropolie a țării românești, cu 1000 de ani în urmă. Și am avut inițiativa aceasta din 2002. Am venit în 2001 aici, în 2002 am făcut demersuri, a existat un comitet de aici, de inițiativă, inițiat chiar de Petre Diaconul, vednicul de pomenire, mare arheolog, care ne-a vorbit atât de frumos despre descoperirile mitropoliei vicinei și care s-au dovedit adevărate, este mormântat la Dervent, unde a vrut dânsul să fie mormântat. Au fost peste 10.000 de oameni care au venit să-mi propună. Aceasta a făcut-o și profesorul Rădulescu, care a fost în 90 primul prefect, primul rector al Universității Ovidius. Chiar a scris o carte, Izvoarele creștinismului românesc, soția dânsului, din materialele pe care le-a lăsat. Și atunci s-au dezbătut chiar până în 2005 și s-a spus că nu sunt destule argumente. Acum fiind argumentele... Care sunt? Stați un pic. Argumentele sunt mulțimea de izvoare recuperate chiar anul trecut, pe baza căreia noi am înființat Academia Tomitană. Sunt din 85 de arhive și biblioteci, foarte multe de la Vatican sunt, se păstrează vestigiile înaintașilor noștri de aici, date că a existat mitropoliți în fiecare secol, în care istoria nu consemnează că izvoarele s-au pierdut în negura vremei. Dobrogea a intrat sub stăpânire străină și a revenit în 1878, dar izvoarele s-au păstrat în diverse locuri. De ce s-a pierdut acest statut, părinte, aici la în Dobrogea? S-a pierdut acest statut pentru că teritoriul a fost ocupat. N-a mai fost stăpânire creștină, ci stăpânire islamică. Revenind stăpânirea creștină și acum având libertate deplină, să vă mai amintesc un lucru. Comuniștii știți bine că au desființat episcopii. Singura episcopie care a fost ridicată la rangul de arhiepiscopie în 1975, nu de biserică, ci de statul român, datorită istoriei acestui ținut, pentru că era revendicată Dobrogea, este arhiepiscopia Tomisului și Adunării de Jos și s-a primit o casă atunci prin decret prezidențial și casa în care locuiesc. De aceea, iată, pentru istorie, chiar și comuniștii au reactivat și au dat titlul de arhiepiscopie. Aici a fost mitropolie din secolul V, înainte de a fi mitropolie a fost arhiepiscopie autocefală, iar în secolul V mitropolia Tomisului avea 14 episcopii sufragani. Deci era peste 14 episcopii. Această istorie orice popor și-ar dori s-o pună în lumină. Am simțit o datorie sfântă, nu pentru mine, ci pentru adevărul istoric, să repun în lumină aceste realități care trebuie să fie cu adevărat realitățile care ne dau nouă demnitate, atât bisericii cât și statului român. Ce demersuri faceți? Am făcut demers, am înregistrat la Patriarhie, la Cancelarea Sfântului Sinod, cu adresă săptămâna trecută, cu această dorință și cu enumerarea argumentelor și sigur se fac pași în care argumentele să fie puse în lumină. N-am fost contrazis de prea fericitul care a primit această sesizare și sigur urmează niște trepte. Noi nu facem mitropolia ca o fantomă dintr-o dată, ci să urmeze toate demersurile canonice care trebuie să pună în evidență acest scaun mitropolitan care este înscris și în canoanele organizatorice ale sinoadelor ecumenice. Ca și orizont de fericitul Daniel, ce spune despre această inițiativă a dumneavoastră? În mod tacit
a acceptat-o și de acum urmează demersurile. Cam cât ar dura aceste demersuri? 2-3 luni. Trebuie aprobat de sinod? Sigur, va fi și aceasta. Se va fi și aceasta. Ierarhia în biserica ortodoxă română dată cu înființarea mitropoliei? Nu știu, nu știu. Asta hotărăște Sfântul Sinod. Cred că ajunge. Eu vreau să vă întreb despre noile reguli ale botezului aprobate. Cred că le-ați ascultat în comunicatul Patriarhiei, n-am ce să adaug. Ceea ce spuneam mai înainte, că nimic nu se schimbă, așa a rămas. Eu niciodată nu mă bazez pe păreri personale și nici nu mă grăbesc să spun dacă este o rânduială de 2000 de ani, aceea rămâne valabilă. Și totuși apare sintagma, reguli noi pentru botez. Ei, reguli noi, nu. Mai trebuie să spunem. Din partea preoților? O sigur, discuție cu părinții, cu trebuie, sigur, medicii, pediatrii? Da, să discute, de exemplu, nu poți să-l pui în creștiniță pe un copil de la incubator. Și atunci, la incubator sunt acele nevoi specifice, dar copilul sănătos întotdeauna trebuie botezat după canoane ca să respectăm și învățătura și practica liturgică. La câte luni poate fi botezat? Poate fi botezat și la o zi, dacă e o necesitate. Există botezul de urgență, noi avem specificate în cărțile de cult toate situațiile urgente sau normale. Ce înseamnă urgent? Urgent. Copilul este gata să moară și dumneavoastră nu știți când ați devenit creștină, vă botez eu. Voiam să vă întreb dacă... Zic că la școala teologică se va promita la... Da. Consfătuirii sunt de asemenea obligatorii. Sigur, vor fi consfătuiri. Vom face practică cu studenții, joace să fie puse într-o lumină favorabilă, să știe orice preot să boteze și orice erar, să nu-i fie frică. Pentru mine e cel mai frumos moment și am botezat sute, poate chiar mii, dar n-am avut nicio sincopă. Dacă un părinte vine și vă roagă să nu afundați copilul... Părintele, cum să mă roage? Deci el nu e ortodox? Vrea să fie copilul neortodox? Lăsați, nu există altă posibilitate. Cea pe care ați invocat-o? Păi bine, în spital, singura... În spital, aici, în spital. La biserică, dacă vine și vă roagă sau vă... M-au mai rugat și am făcut deci cum, e rând, cum a fost rânduiala și mi-au mulțumit. Pentru că unii de emoție vor să roage ceea ce nu e normal să te roage. Noi avem rânduiala noastră care are 2000 de ani și o ținem mai departe, că aceasta este cea mântuitoare. Chiar dacă copilul este născut prematur? Depinde de cât de prematur. Nu facem aici toate regulile. Ne de la caz la caz. N-am făcut până acum nicio excepție. Și nu veți face nimic de acum încolo? Dacă nu se impune excepția, doar dacă merg în spital. Acolo fac excepție, stropesc un copil de la incubator care e în pericol să moară, îl pot stropi cu aghiazmă dacă este în incubator. Aceea este excepția. Bine. O voiam să vă întreb dacă a contribuit în vreun fel proiectul inițiat de Septimiu Băureanu anul trecut în decizia sinodului de a transforma Borceanu de a transforma arhiepiscopia. Fiecare își aduce aportul său. Noi nu facem transformare nici în ființare, ci reactivare. Nu există un act decât istoria a întrerupt. Vitregiile istorice au întrerupt această mitropolie și ultimul mitropolit a plecat de aici la Vicina, de la Vicina la Argeș, ca să se întemeieze mitropolia Argeșul, mitropolia Ungrovlahiei, cum s-a numit ea. Deci în 1359 Iachin de la Vicina, care s-a dovedit că e lângă Dervent, de aceea și părintele stareț Andrei a pus hramul Sfântului Iachin de Vicina noi catedrale de la mănăstirea Dervent. Pentru că s-a dovedit, avem și harta, că acolo este Vicina. Și iată, ultimul mitropolit al Vicinei a devenit primul mitropolit al Țării Românești. Deci argumentele sunt doar izvoarele la care faceți dumneavoastră referire? Sunt o mulțime de documente. După 90, de ce nu s-a aprobat mitropolie? N-aveam aceste, s-a spus că mai trebuie argumente, acum avem argumente. Deci la Sfânta Sărbătoare de Paște am putea avea mitropolie la Constanța. Dumnezeu știe, ne rugăm. Ca
Care ar fi diferența, dacă ne puteți explica, dintre o arhiepiscopie și o mitropolie? Mitropolia are un rang mai deplin, așa cum este în tradiție și în canoane. Aceasta e diferența. Ce a fost, trebuie să rămână. Vă doriți să ajungeți campion? Nu. Nu mi-am dorit să ajung nici erar. Dar a fost chemarea lui Dumnezeu. Ca să ai mitropolie, trebuie să ai un anumit număr de noriași și un prag. Nu. Sau de lăcașe de cult? Nu. Nici asta? Nu este. Lăcașe de cult sunt destul. La actuală sunt mitropolii care nu mai au nici biserici. La Bulgaria, în Grecia, Bulgaria, în diaspora. Și mitropolii. Care a fost ultima? Pe istoria mitropoliei noastre. Dar care a fost ultima mitropolie înființată în România? Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălașului. Câte ani? Acum 15 ani. După Revoluție. Da, 2005. Mulțumim. Se înființează una cu două, așa, chiar dacă sunteți vară. Mulțumim. Mulțumim.